Nevoia de a vorbi. Pentru femei, este foarte important să construiască o relație prin intermediul discuțiilor. O femeie poate spune cu ușurință, în medie, 6.000-8.000 de cuvinte pe zi. Pe lângă acestea, mai folosește 2.000-3.000 de sunete pentru a comunica. 8.000-10.000 de gesturi, expresii faciale, mișcări din cap sau alte elemente de limbaj corporal. Acest lucru înseamnă că femeia poate folosi peste 20.000 de unități de comunicare în transmiterea diverselor mesaje. Să comparăm statisticile legate de vorbirea femeilor cu cele care se referă la abilitățile de comunicare ale bărbaților. Bărbatul rosește numai 2.000-4.000 de cuvinte pe zi și 1.000-2.000 de sunete acompaniate de un număr de doar 2.000-3.000 de elemente de limbaj corporal. Aceste cifre indică folosirea unui număr aproximativ de 7.000 de unități de comunicare, circa o treime din ceea ce poate face o femeie. Să știi ce este fiecare lucru și unde se găsește. Abilitățile de orientare înseamnă să știi unde te afli folosind o hartă. Testele de rezonanță magnetică arată că, la majoritatea bărbaților, abilitățile de orientare sunt localizate în partea frontală a emisferei cerebrale drepte și constituie una dintre cele mai importante funcții cerebrale ale lor. Aceasta s-a dezvoltat încă din cele mai vechi timpuri pentru că bărbații se ocupau exclusiv cu vânătoarea să calculeze viteza, mișcarea și distanța care îi separă de pradă, să știe cât de repede trebuie să alerge pentru a prinde animalele și de cât de multă forță au nevoie pentru a le dobori cu sulița sau cu pietre. La femei, abilitățile de orientare sunt localizate în ambele emisfere cerebrale, dar nu au zone specifice, așa cum se întâmplă la bărbați. Numai aproximativ 20% dintre femei au abilități de orientare bune sau foarte bune, pe când aproximativ 80% au aceste abilități limitate în comparație cu bărbații. Abilitățile de orientare se referă la capacitatea de a-ți reprezenta mental lucrurile și dimensiunile acestora, coordonate, proporții, mișcare și geografie. De asemenea, implică posibilitatea de a-ți reprezenta felul în care se rotește un obiect în spațiu, navigarea pe un traseu cu obstacole și vederea în spațiu. Pentru bărbați, aceste funcții cerebrale sunt localizate în cel puțin 4 zone specifice din emisfera cerebrală dreaptă. Faptul că femeile nu se pot compara cu bărbații în ceea ce privește abilitățile de orientare face ca ele să nu aleagă, în general, cariere sau ocupații care să implice exersarea acestor abilități, cum ar fi cea de controlor de trafic aerian, inginer, pilot de curse sau de avioane. Cât de bune sunt abilitățile tale de orientare? Cât de bine citești o hartă? Cât de bine te orientezi? Dacă ești femeie și ai obținut rezultate slabe la aceste teste, nu este cazul să te îngrijorezi. Dacă ești bărbat și ai obținut rezultate bune, nu este cazul să devii încrezut. Din punct de vedere al evoluției speciei, nu a intrat niciodată în atribuțiile unei femei să vâneze animale și să știe pe unde să o ia spre casă. Tocmai de aceea, celor mai multor femei le vine greu să citească o hartă, un ghid rutier sau să se orienteze. Superioritatea bărbaților, în ceea ce privește abilitățile de orientare, nu este deloc surprinzătoare, având în vedere că ocupația originară a bărbaților era vânătoarea. Bărbații se pricep să estimeze viteza diverselor obiecte, distanțele, unghiurile și direcția în care se află un anumit lucru. Aceleași abilități sunt folosite și atunci când citesc hărți sau se orientează în spațiu. Abilitățile de orientare le permit bărbaților să-și reprezinte mental harta rotită și să știe exact în ce direcție trebuie să meargă. Dacă trebuie să se întoarcă în același loc, nu au nevoie de hartă pentru că deja au memorat informațiile necesare. Majoritatea bărbaților pot citi o hartă stând cu fața la nord, chiar dacă folosesc harta pentru a afla cum să ajungă în sud. Așa cum demonstrează diverse studii, creierul bărbaților măsoară automat viteza și distanța pentru a ști exact când să se schimbe direcția de mers. Creierul femeilor prezintă mai multe legături între cele două emisfere, prin intermediul unui corpus calosum mai gros, așa că femeile prezintă abilități de ambidextritate mai dezvoltate decât bărbații. De asemenea, de 3 ori mai multe femei decât bărbații au probleme în a identifica partea dreaptă și cea stângă. Cât de compatibili sunteți?
Majoritatea femeilor au o problemă atunci când vine vorba să citească sau să se orienteze cu ajutorul hărților, pentru că ele au nevoie de o perspectivă tridimensională. Spre deosebire de femei, bărbații pot transforma cu ușurință imaginea bidimensională, care este harta, într-una tridimensională. Cu toate acestea, dacă folosesc o hartă tridimensională care să arate lucrurile în perspectivă, abilitățile de orientare ale femeilor cresc semnificativ. Totuși, spre deosebire de bărbați, nu sunt capabile să transforme sunetele și semnalele într-o hartă mentală tridimensională pentru a vizualiza care este direcția corectă în care trebuie să meargă. Îți poți îmbunătăți abilitățile de orientare? Într-un cuvânt, da. Îți poți exersa constant abilitățile de orientare până ce în creierul tău se formează suficiente legături pentru a executa sarcina respectivă cu ușurință. Totuși, pentru a reuși, este cazul să te înarmezi cu multă răbdare. Se știe că acțiunile repetate duc la crearea unor conexiuni cerebrale care ne ajută să executăm sarcina respectivă cu ușurință. Îți poți îmbunătăți performanțele dacă înveți cum se citește o hartă și exersezi frecvent, la fel cum exersând zilnic reușești să-ți îmbunătățești performanțele la pian. Exercițiile regulate te vor ajuta să te menții la un nivel acceptabil. Așa cum se întâmplă și în cazul celor care cântă la pian, fără exercițiu constant, abilitățile de orientare se vor diminua și îți va lua mai mult timp să îți revii decât unei persoane al cărei creier este antrenat pentru o asemenea activitate. Strategii alternative. Dacă aceste metode ți se par prea dificile, există și câteva strategii alternative pe care merită să le iei în considerare. Când bărbații vor renunța să ceară femeilor să găsească drumul, viața tuturor va fi mai bună. Când femeile nu-i vor mai critica pe bărbați pentru felul în care conduc, vor fi mult mai puține certuri. Fiecare se pricepe la lucruri diferite, așa că dacă vă lipsește o anumită abilitate, nu este cazul să vă stresați. Într-adevăr, exersarea abilităților de orientare duce la performanțe mai bune, dar nu îți pune în pericol relația cu ceilalți doar pentru atâta lucru. Ca bărbat, poți avea o viață mai fericită dacă nu vei mai insista ca partenera ta să fie cea care să citească o hartă sau un ghid rutier. Iar ca femeie, ar trebui să-l lași pe el să găsească drumul potrivit. E mai simplu așa. Fiecare în felul lui. Diferența dintre sexe în ceea ce privește abilitățile de orientare devine evidentă atunci când vine vorba de condusul unei mașini. Fie că e vorba de cât de greu le este femeilor să parcheze mașina sau să citească o hartă, fie că este vorba de faptul că bărbații refuză să se oprească să întrebe vreun trecător pe unde să o ia, chiar atunci când e clar că s-au rătăcit. Orice soț care încearcă să-și învețe consoarta să conducă, se îndreaptă spre divorț. Condusul unei mașini este un test pentru abilitățile de orientare ale unui bărbat în raport cu mediul înconjurător. Când o femeie se urcă la volan, principalul ei obiectiv este să ajungă în siguranță din punctul A în punctul B și nu are de gând să doboare niciun record de viteză. Pentru bărbatul care o însoțește ca pasager, cea mai bună strategie este să închidă ochii, să dea radioul mai tare și să se abțină de la orice fel de comentariu, pentru că statisticile arată că femeile sunt niște șoferi mai responsabili decât bărbații. Vor ajunge la destinație, numai că va dura un pic mai mult. Dar, cel puțin, se va putea relaxa și va ajunge nevătămat. O femeie critică întotdeauna stilul de a conduce al unui bărbat pentru că acesta, datorită abilităților sale de orientare dezvoltate, va lua niște decizii care ei îi se par periculoase. Atâta timp cât el știe că este un șofer bun, femeia trebuie să se relaxeze, să se abțină de la comentarii și să-l lase pe el să conducă. După cum vedeți, bărbații și femeile au înzestrări diferite în ceea ce privește șofatul, iar asta duce la diferențe vizibile în stilul lor de condus, în reacția la diversele incidente și în chestiunea problematică a parcării unei mașini cu spatele. La prima vedere, dacă ți s-ar cere să te uiți la mașinile parcate paralel pe o stradă, ți-ai putea da seama care dintre ele au fost parcate de bărbați și care de femei? Când ești la volan, îți poți da seama care dintre mașinile de pe drum sunt conduse de bărbați și care de femei? Ești sigur că răspunsul este, în ambele cazuri, afirmativ. Acum e timpul să-ți testezi propriile abilități în ceea ce privește șofatul și parcatul mașinii. Vei afla nu numai ce fel de șofer sunteți tu și partenerul tău,
ci și alte detalii interesante despre tine și despre felul cum te comporți. Nu uita, orice fenomen are o explicație. Cum să-ți găsești partenerul potrivit? La început, dragostea este de obicei dorință fizică. Aceasta poate dura câteva ore, câteva zile sau câteva săptămâni. Apoi vine pasiunea care durează în medie de la 3 la 12 luni până ce se transformă în atașament. După ce avalanșa de hormoni se mai domolește, adică după 6-12 luni, ne vedem partenerul în lumina crudă a zilei și acele obiceiuri care ni se păreau la început încântătoare ajung să ne scoată din minți. Ți se părea drăgălaș când nu reușea să găsească nimic în frigider sau când își pierdea cheile de la mașină în fiecare zi, dar acum te scoate din sărite. Înainte îi plăcea să te asculte o seară întreagă vorbind, dar acum îl irită la culme. Așa că te întrebi, pot să trăiesc așa toată viața? Ce avem în comun? Este foarte probabil să nu ai prea multe în comun sau prea multe subiecte de conversație. Obiectivul mamei naturii este să unească bărbații și femeile prin intermediul unei adevărate furtuni hormonale care să-i facă să procreeze, nu să gândească. Să găsești partenerul potrivit înseamnă să decizi ce lucruri vrei să ai în comun cu cineva pe termen lung și asta înainte să fie asaltat de valurile de hormoni. Când faza de pasiune trece și va trece, poți menține o relație bazată pe prietenie și interese comune? Întocmește o listă cu calitățile și interesele pe care le cauți într-un partener pe termen lung și vei ști exact ce fel de persoană cauți. Bărbații au asemenea listă privind partenera ideală, dar atunci când se duc la o petrecere, creierul lor este condus de valul de testosteron, astfel că acesta caută partenera ideală după criteriile dictate de hormoni: picioare frumoase, abdomen plat, fese rotunde, sâni mari și așa mai departe. Toate aceste trăsături fiind strâns legate de procreere. Femeile își doresc un bărbat sensibil și tandru, cu un tors în formă de V și o personalitate plăcută, toate legate de creșterea copiilor, vânătoare și protecție. Acestea sunt, din punct de vedere biologic, niște trebuințe temporare și nu prea au legătură cu rețeta unei relații reușite în secolul 21. Dacă îți faci o listă cu calitățile pe care le cauți într-un partener și o ții la îndemână, vei reuși să fii mai obiectiv când întâlnești o persoană nouă și vei gândi mai limpede, neinfluențat de hormoni. Natura vrea ca tu să procreezi cât mai des și folosește substanțe puternice pentru a te împinge către această situație. Când vei înțelege acest lucru și vei fi înarmat cu o listă de calități pe care ar trebui să le aibă partenerul ideal, vei fi mai puțin expus farselor care ți le joacă hormonii, vei avea mai multe șanse să-l găsești și veți trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Perechea, un bărbat, o femeie. Împerecherea reprezintă de mii de ani motivul pentru care trăim. De obicei, era vorba de un aranjament prin care un bărbat își întreținea femeia favorită și, dacă își putea permite să le hrănească, alte femei, plus o gamă de partenere sexuale ocazionale. Căsătoria modernă este o dezvoltare ulterioară a acestui stil de viață. Indiferent dacă acest tip de activitate umană este protejat prin ritualuri elaborate sau declarații publice, lucrul acesta contravine totuși instinctelor noastre și îi determină pe oameni să facă lucruri pe care, din punct de vedere natural, nu le-ar face. Asta nu înseamnă că instituția căsătoriei nu își are locul în societatea modernă, dar este important să înțelegem istoria și relația cu biologia noastră ca specie. Rămâne însă o întrebare importantă. Cine are de câștigat? Ce are de câștigat un bărbat prin căsătorie? În termenii teoriei evoluției speciilor, absolut nimic. Bărbatul este, la urma urmelor, un mascul al cărui instinct fundamental este să-și perpetueze zestrea genetică cât mai mult și cât de des poate. Cu toate acestea, bărbații se căsătoresc, iar cei care divorțează se recăsătoresc sau trăiesc în concubinaj, o stare pseudoconjugală. Aceasta este o dovadă a puterii de constrângere pe care o exercită societatea asupra pornirilor instinctuale ale bărbaților. Atunci când bărbații se căsătoresc, mulți văd acest moment începutul unei perioade în care vor beneficia de sex ori de câte ori au chef, dar această presupunere, despre care nu s-a discutat în prealabil, nu coincide cu părerea femeilor. Pentru o femeie, căsătoria este o dovadă publică,
cum că acel bărbat o consideră deosebită și ar vrea să aibă o relație monogamă cu ea. Fidelitatea este de maximă importanță pentru femei și majoritatea femeilor ar pune capăt unei relații dacă partenerul lor ar fi infidel. Aceasta este o concepție pe care mulți bărbați nu o înțeleg. Bărbaților li se pare că o aventură nu are nicio legătură cu relația pe care o au, pentru că ei pot separa în creier sexul de dragoste. Pentru femei însă, sexul și dragostea sunt strâns legate. Astfel, o legătură sexuală cu altă femeie este văzută ca o trădare și este un motiv întemeiat de a încheia o relație. Sexul nu este doar sex. Diferențele dintre bărbați și femei sunt maxime atunci când vine vorba despre sex, iar acest lucru este bine cunoscut de mii de ani. În plus, este cauza celor mai multe certuri dintre bărbați și femei. Ba chiar o glumă cunoscută spune că a face dragoste este ceea ce face o femeie atunci când un bărbat face sex cu ea. Acesta este însă numai unul dintre aspectele care arată diferența dintre sexe. De exemplu, bărbații sunt mereu pregătiți să facă sex. Pe de altă parte, femeile au nevoie de o ocazie și de o cameră potrivită pentru a face sex și tocmai de aceea le reproșează bărbaților că sunt gata oricând să facă sex. Apetitul sexual impulsiv și entuziast al bărbaților are un scop clar: asigurarea perpetuării speciei. De asemenea, ei simt nevoia să împrăștie cât mai des sămânța pe un teritoriu cât mai mare. Pentru ca o femeie să simtă dorința de a face sex, trebuie să se simtă iubită, adorată și importantă. Iată un lucru pe care puțin îl știu. Bărbatul simte nevoia de a face sex înainte de a-și da seama exact ce simte pentru partenera lui. Din păcate, femeia are nevoie ca el să-și clarifice sentimentele înainte de a deveni disponibilă sexual. Femeile sunt îndoctrinate încă din copilărie cum că bărbații urmăresc un singur lucru: sex. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Bărbații caută dragoste, dar o găsesc de obicei numai prin sex. Când vine vorba de sex, bărbații sunt precum aragazul. Se aprind într-o clipă, pe când femeile se aseamănă mai degrabă cu cuptoarele electrice. Le ia ceva timp până se înfierbântă, ceea ce poate duce la anumite probleme într-un cuplu. De asemenea, de cele mai multe ori, bărbații exprimă prin sex ceea ce nu pot comunica la nivel emoțional. Pentru bărbați, sunt puține problemele care nu pot fi rezolvate prin sex. Pentru a se simți împliniți sexual, au nevoie să scape de tensiune. La femei, este invers. Au nevoie să simtă o acumulare a tensiunii pe o perioadă mai lungă de timp, ceea ce înseamnă că au nevoie de mai multă atenție și conversație. El vrea să se elibereze. Ea vrea să se încarce. Bărbații pot deveni amanți mai buni dacă înțeleg această diferență. Pe de altă parte, femeile ar trebui să fie înțelegătoare când, după o partidă de sex, bărbatul se ridică și se apucă să facă ceva, cum ar fi să se uite la televizor, să schimbe un bec sau să pregătească o cafea. Acest lucru se întâmplă pentru că bărbații simt nevoia să se controleze tot timpul și în timpul orgasmului pierd acest control, astfel că au ocazia să-și recapete stăpânirea de sine, ridicându-se și apucându-se de o activitate. Majoritatea cuplurilor ignoră aceste diferențe și fiecare dintre parteneri se așteaptă ca celălalt să îi înțeleagă nevoile. Dar natura a plănuit altfel lucrurile. Poate că e la modă să spunem că, în ziua de azi, interesul sexual este identic la ambii parteneri sau, despre cuplurile moderne, că sunt bazate pe o compatibilitate sexuală perfectă. Dar realitatea este alta. Prioritățile sexuale ale bărbaților și ale femeilor sunt atât de diferite încât nu are rost să ne pedepsim unii pe alții din pricina lor. Nu avem cum să ne schimbăm. Ele stau în natura noastră ca oameni. Demascarea infidelității. Orice bărbat căsătorit sau implicat într-o relație de lungă durată are teama secretă că bărbații singuri au parte de mai mult sex și de mai multă distracție decât el. Își imaginează tot felul de petreceri sălbatice, sex fără obligații și top modele goale într-un jacuzzi. Se teme că pierde tot felul de ocazii și că viața trece pe lângă el. Nu contează că, atunci când era singur, nu s-a întâlnit niciodată cu asemenea situații. Nu se gândește la seriile singuratice când stătea în fața televizorului mâncând conserve, la refuzurile umilitoare din partea femeilor în fața prietenilor lui și la lungile perioade de abstinență. Nu se poate abține să nu se echivaleze o relație de lungă durată
cu ratarea unor ocazii minunate. Cu toate acestea, femeile nu au astfel de temeri. Femeile nu se gândesc la ce pierd, ci se bucură de ceea ce au de câștigat. Spre deosebire de bărbați, femeile infidele nu caută aventuri sau experiențe erotice incitante. Deși există excepții de la această regulă, de cele mai multe ori, femeile care își înșală partenerii au impresia că nu sunt iubite. Se simt neglijate și, într-o aventură, caută siguranța și apropierea de care nu mai au parte alături de partenerul lor. Cum stau lucrurile cu partenerul tău? Îți este fidel cu adevărat? Sau ai motive să te îndoiești de el? Este sincer cu tine? Sau își satisface dorințele în afara cuplului? Tipuri de minciuni. Există 4 tipuri de minciuni. Minciuni nevinovate, minciuni caritabile, minciuni răutăcioase și minciuni înșelătoare. Minciunile nevinovate fac parte din comportamentul nostru social și ne ajută să nu ne jignim reciproc, aruncându-ne în față crudul și durerosul adevăr. Minciuna caritabilă este folosită de o persoană care vrea să-i ajute pe ceilalți. De exemplu, minciunile spuse de un fermier care îi ascundea pe evrei de naziști sunt mai degrabă un act de eroism. Pompierul care scoate un copil dintr-o mașină în flăcări îi spune că părinții lui sunt eferi, îl cruță pe copil, pe termen scurt, de traume. Aceeași situație se întâmplă și când doctorii își mint pacienții aflați pe patul de moarte pentru a-i face să se simtă mai bine sau când le prescriu medicamente false numite placebo. Minciuna înșelătoare este cea mai periculoasă, pentru că autorul are intenția de a face rău și de a-l pune în dezavantaj pe celălalt pentru a obține un beneficiu. Minciuna înșelătoare se împarte, la rândul ei, în 2 categorii: tăinuire și falsificare. În cazul tăinuirii, autorul nu minte propriu-zis, ci ascunde anumite informații. Acest tip de minciună este un act intenționat, nu un accident. Minciunile răutăcioase sunt spuse fie din răzbunare, fie pentru ca autorul să obțină un avantaj. Persoanele celebre, cum ar fi oamenii bogați, politicienii și actorii, sunt adesea țintele minciunilor răutăcioase care vizează câștigul material. Ziariștii care publică aceste minciuni au și ei de câștigat aproape în aceeași măsură ca și rivalii celor înșelați în afaceri, politică sau showbiz. Minciunile răutăcioase sau împrăștierea zvonurilor sunt arme folosite frecvent în situațiile competitive. Cei care inventează minciuni răutăcioase intenționează să distrugă reputația și prestigiul victimelor lor, iar vorbele lor au efecte devastatoare de lungă durată. De exemplu, o companie ar putea împrăștia zvonul potrivit căruia o companie concurentă are probleme financiare. Cel mai întâlnit tip de minciună este autoamăgirea, care face posibil ca o persoană să fumeze 2 pachete de țigări pe zi și să pretindă că se poate lăsa de fumat oricând sau să-și închipuie că o porție de tort nu îi va afecta cura de slăbire. Cu cât suntem mai apropiați de o persoană, cu atât mai greu ne vine să-l mințim din cauza sentimentelor care sunt la mijloc. De exemplu, soțului îi vine greu să o mintă pe soția lui dacă o iubește cu adevărat, dar nu ar avea probleme dacă ar trebui să mintă un dușman care l-a luat prizonier în război. Iată care este secretul mitomanilor. Nu se simt legați de nimeni, așa că le este foarte ușor să mintă. Cine minte mai mult? Femeile ar spune că, fără îndoială, bărbații mint mult mai des decât ele. Cu toate acestea, studiile și experimentele științifice demonstrează că bărbații și femeile spun un număr aproximativ egal de minciuni. Ceea ce este diferit este însă conținutul minciunilor lor. Femeile au tendința de a minți pentru a-i face pe cei din jur să se simtă mai bine, pe când bărbații mint pentru a se pune pe ei într-o lumină favorabilă. Femeile mint pentru a proteja relațiile și le vine foarte greu să mintă atunci când este vorba de sentimentele lor. Bărbații mint pentru a evita certurile, inventează minciuni despre propria importanță și, mai ales, despre cât de sălbatici erau în tinerețe. Aceasta este principala diferență dintre minciunile femeilor și minciunile bărbaților. O femeie va spune întotdeauna că o persoană arată minunat într-un costum nou, chiar dacă, în realitate, arată ca un sac de cartofi. Într-o situație similară, un bărbat ar evita să intre în discuție cu acea persoană pentru a nu fi nevoie să o mintă și va minți numai dacă este forțat să-și dea cu părerea. Va spune atunci că respectivul costum este interesant sau drăguț,
va spune o minciună indirectă de genul „Ce aș putea să vă spun?” sau „M-ai lăsat fără cuvinte?” sau pur și simplu va spune că îi place la nebunie. Dar femeile se prind imediat când un bărbat spune o minciună. De exemplu, un bărbat va spune că este responsabil cu distribuția pentru o companie internațională de produse alimentare când, de fapt, nu face altceva decât să livreze mâncare pentru Pizza Hut. Dovezile sunt clare. Femeile mint la fel de mult ca bărbații, numai că mint în alt mod. Bărbații sunt descoperiți mai des pentru că femeile sunt mult mai atente la limbajul corpului și la tonalitatea vocii. Tocmai de aceea ni se pare că bărbații mint mai mult. Nu este adevărat. Mint mai prost. Și asta face să fie descoperiți într-una. Minciuni nevinovate și minciuni gogonate. Toată lumea minte. Majoritatea minciunilor apar la prima întâlnire cu cineva nou, pentru că vrem să ne prezentăm într-o lumină cât mai favorabilă. Majoritatea minciunilor pe care le spunem sunt minciuni nevinovate. Acestea sunt un instrument care ne permite să trăim fără violență și agresiuni, pentru că, de multe ori, preferăm să ni se spună variante distorsionate ale adevărului decât să luăm cunoștință de cruda realitate. Adevărul iese întotdeauna la iveală. Tu când ai mințit ultima oară? Niciodată? Nu te credem. Gândește-te bine și fii sincer. Ei bine, poate că nu ai mințit propriu-zis, ci doar l-ai lăsat pe celălalt să facă o presupunere greșită pe baza a ceea ce i-ai spus sau nu i-ai spus. Sau i-ai spus ceva drăguț ca să nu-l faci să se simtă prost. Poate că n-a fost decât o minciună nevinovată? Dacă ar fi fost să-i spui adevărul fiecărei persoane cu care te-ai întâlnit în ultima săptămână, unde ai fi acum? În spital? Poate în închisoare? Dacă ai fi rostit cuvintele care îți treceau prin minte la un moment dat, cum ar fi reacționat ceilalți? Un lucru e sigur, nu ai mai avea niciun prieten și ai fi rămas și fără slujbă. Detectorul de minciuni. Mințim din două motive. Pentru a câștiga ceva sau pentru a evita durerea. Din fericire, majoritatea oamenilor se simt vinovați sau au remușcări ori de câte ori mint și mulți dintre ei nu pot să camufleze aceste sentimente. Astfel că cealaltă persoană își poate da seama dacă îi se spune adevărul sau dacă este mințită. Cu puțin exercițiu și tu poți recunoaște aceste semne comportamentale și vei ști să le decodezi. Citește The Defined Book of Body Language de Ellen și Barbara Pease. Cu toate acestea, nu există un detector de minciuni infailabil. Mincinoșii experimentați nu prezintă nicio variație a tensiunii atunci când mint și este mai probabil ca ei să treacă testul decât un om emotiv, dar care spune adevărul. Evaluare, detectorul de minciuni. Indiferent dacă partenerul tău este bărbat sau femeie, dacă ți se întâmplă des să ai suspiciuni, ar trebui să porți urgent o discuție cu partenerul tău. De asemenea, există un mic procent de oameni pe care nu-i deranjează faptul că spun o minciună și nu manifestă niciunul dintre semnele legate de presiune, pe când alții, cum ar fi fanaticii politici sau religioși, care cred propriile lor minciuni, nu prezintă niciunul dintre aceste semne. De cele mai multe ori însă, majoritatea mincinoșilor își însoțesc invențiile cu o sumă de elemente de limbaj corporal. Există un motiv întemeiat pentru care femeile sunt mai pricepute decât bărbații la a descoperi minciunile. Testele RMN relevă faptul că femeile au în medie între 14 și 16 locații din ambele emisfere cerebrale care intră în funcțiune în timpul unei conversații față în față. Acestea sunt folosite pentru a decoda cuvintele, schimbările din tonul vocii, semnalele ce țin de limbajul corporal și sunt baza a ceea ce este cunoscut sub numele de intuiție feminină. Bărbații au numai 4-7 asemenea locații, deoarece creierul masculin a evoluat având ca prioritate abilitățile de orientare în defavoarea abilităților de comunicare. Această realitate biologică dă femeilor avantajul de a citi semnalele ce țin de limbajul corporal și de a asculta ce li se spune în timp ce vorbesc la rândul lor. Bărbații, care nu pot urmări simultan mai multe lucruri, se pot concentra numai asupra unui aspect și, ca urmare, nu percep multe dintre semnalele corpului. Eliberați dragonul. Soacrele inspiră mai multe glume decât orice alt personaj. Comicii, bărbații adunați la o bere, serialele TV, toată lumea spune bancuri despre soacre. Sunt portretizate ca vrăjitoare,
femei dure sau scorpii. Când Lenin a fost întrebat care ar putea fi, după părerea lui, pedeapsa maximă pentru bigamie, a răspuns simplu: două soacre. Soacrele sunt o sursă de probleme în multe căsnicii și aproape o treime dintre cei care se despart dau vina pe soacră pentru problemele lor. Și, de obicei, soacrele sunt învinovățite pentru defectele și problemele emoționale ale ginerilor sau nurorilor lor. Dar nu toate soacrele confirmă reputația de scorpii care le precede. Cam jumătate dintre ele sunt cel mult neutre sau chiar membri iubiți și generoși ai familiei. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, nu mama femeii este cauza problemelor. Cercetările au demonstrat în mod repetat că, de obicei, problema este mama bărbatului. Soacra lui poate să apară mai des în discuții, dar este vorba mai degrabă de glume decât de proteste reale. Poate că soacra lui îl cicălește, îl enervează și îl duce la exasperare, dar majoritatea bărbaților nu au sentimente de antipatie față de soacrele lor. Viețile bărbaților nu se învârt în jurul problemelor cu soacra. Polonezii au un proverb: calea către inima soacrei trece prin cea a fiicei ei. Și mulți bărbați sunt conștienți de acest lucru. Majoritatea mamelor nu vor altceva decât să-și vadă fiicele fericite. Iar dacă bărbații din viețile lor le fac fericite, este puțin probabil ca ele să le facă probleme. Dacă e să aibă probleme cu socrii, este cel mai probabil ca aceste probleme să aibă legătură mai degrabă cu tatăl femeii, care nu este pregătit să renunțe la prințesa lui. Regulile fundamentale ale comunicării. Am discutat despre probleme legate de ascultat și de vorbit. Vom aborda o chestiune la fel de importantă. De ce vine atât de greu bărbaților și femeilor să comunice unii cu alții? Un lucru trebuie stabilit de la început. Bărbații își focalizează atenția asupra rezolvării problemelor, pe când femeile au ca primă prioritate construirea cuibului. Majoritatea bărbaților încă mai sunt amuzați și iritați de misterioasa lume a limbajului feminin. Iată întrebările pe care și le pun cel mai des bărbații. De ce vorbesc femeile atât de mult? De ce vor femeile să vorbească despre probleme? De ce exagerează femeile? De ce femeile nu trec mai repede la subiect? De ce femeile vor să știe întotdeauna toate detaliile? Pe de altă parte, femeile sunt exasperate de slabele abilități de comunicare ale bărbaților și își pun următoarele întrebări. De ce sunt bărbații așa de direcți? De ce trebuie mereu să te chinui să faci un bărbat să spună ceva? De ce sunt bărbații atât de tăcuți? De ce nu vor bărbații niciodată să afle detalii? De ce dau bărbații sfaturi atunci când nu le-a cerut nimeni? Fiecare dintre aceste comportamente are mai multe motive, pe care însă nu le putem trata în detaliu aici. Dar, dacă țineți cont de următoarele reguli, nimic, sau aproape nimic, nu ar trebui să împiedice comunicarea armonioasă dintre tine și partenerul tău. Pentru femei, regulile comunicării cu bărbații. Nu complica lucrurile. Nu vorbi despre mai mult decât un singur subiect odată. Folosește propoziții scurte și clare. Limitează-te la aspectele esențiale ale subiectului abordat. Folosește stilul direct, spune exact ce dorești. Spune-i despre ce vrei să vorbești sau că vrei să discuți o problemă importantă pentru tine. Nu folosi tăcerea ca pe o formă de pedeapsă. Bărbații adoră liniștea. Pentru ei este un adevărat bonus. Pentru bărbați, regulile comunicării cu femeile. Doar ascultă. Folosește expresii vocale și faciale adecvate. Abține-te de la a propune soluții. Exprimă-ți dorințele în mod indirect și spune întotdeauna te rog. Nu interpreta vorbele ei prea literal. Nu contează atât de mult ce spui, cât să te arăți interesat de vorbele ei. Nu-i spune niciodată că dramatizează lucrurile și nu o corecta niciodată în fața altor persoane. Când vorbești cu o femeie, oferă mai multe detalii decât în conversația cu un bărbat. Mulțumim că ai ascultat acest material. Sperăm că ți-a fost de folos și te așteptăm din nou pe canalul nostru cu materiale noi pregătite săptămânal.